Domnule Linguașdia, aș dori să discutăm astăzi despre o temă pe care o regăsesc adesea în solicitările, în mail-urile sau în mesajele pe care ni le trimit oamenii pe Facebook sau pe toate rețelele Prolexului. Și ne întreabă: de ce sau cum, fac, cum ar trebui să facă să încheie acorduri colective de muncă? Haideți să vedem să le răspundem în principal. Cum poate un sindicat, o organizație sindicală de undeva să ajungă în postura de a încheia un acord colectiv de muncă și apoi o să discutăm și ce beneficii aduce un acord colectiv de muncă? Acordul colectiv de muncă în primul rând este o înțelegere, o convenție, un acord să poate spune și ca denumire generică între Reprezentanții angajaților și angajator, reprezentantul angajaților fiind funcționar public, adică doar între funcționari publici și instituțiile publice se poate încheia acord colectiv, prin comparație cu regula generală prevăzută și în Codul Muncii, Contratul Colectiv de Muncă. Practic, ca și reprezentare pentru oameni, Acordul colectiv este ceva similar cu contractul colectiv de muncă, doar că avem niște reglementări speciale, în sensul că uh, legea care reglementează acest lucru prevede în mod expres ce să uh, reglementezi prin acordul colectiv de muncă. Cum poate ajunge o organizație sindicală din teritoriu sau de oriunde să încheie un contract colectiv de muncă cu angajatorul? Potrivit legii, numai sindicatul reprezentativ poate încheia acordul colectiv. Sindicatul este reprezentativ dacă are un număr de membri egal cu 50% plus 1 din numărul angajaților. Fiind vorba de acord colectiv, înseamnă că trebuie să aibă 50% plus 1 din numărul ca membrii funcțional publici din numărul funcționarilor publici din instituția respectivă, pentru că este foarte posibil ca într-o instituție publică să fie angajat și funcțional public și personal contractual. De aceea, numărul se raportează doar la atât a membrii cât și la uh, numărul celor din instituție, doar la funcționari publici. Știu că Prolex are mai multe localități, orașe și așa unde este reprezentativ și unde a încheiat sau a mers, a negociat astfel de contracte colective. La administrația publică locală contează mult uh, dacă structura în care fac parte membrii uh, are personalitate juridică. De exemplu, avem uh, membrii în 280 și de primării, dar uh, ce mai mulți în uh, poliție locală, uh, dar uh, poliții locale au sau nu au personalitate juridică. Uh, nu prea contează mărimea uh, atunci când uh, se stabilește personalitatea juridică, dar dacă nu au personalitate juridică, raportul. Devine mult, da, da uh, uh, pentru că se uh, raportează la toți de, de, funcționarii angajației primărie. primăriei da. și atunci e un pic mai dificil. Deci, revenind în momentul în care. Din instituția în care fac parte, au 50 plus 1, devin sindicat reprezentativ. Reprezentativa se constată prin hotărâre judecătorească și um, atunci sindicatul. Adică are... solicită recunoașterea, asta da, ar fi pasul da, următor, da. după care devine sindicat reprezentativ. Da. Și, ca sindicat reprezentativ, are câteva drepturi conferite de lege. Poate desemna membrii în Comisia de Disciplină. Bun. Uh, E destul de important, mai ales când apare problema. Adică s-a văzut că participarea chiar a făcut diferența. De asemenea, este angajatorul sau conducerea instituției este obligată să consulte sindicatul reprezentativ pe diferite probleme ce privesc. Angajații, inclusiv cu folosirea fondurilor în instituție sau cu aspecte care nu neapărat au legătură cu. De fapt, un reprezentant al sindicatului dar are și un cuvânt de spus și, pe de altă parte, și știe ce se întâmplă în locul unde lucrează, da. ce se întâmplă cu banii, cu organigramele și așa de, mai departe. De, Crează un drept pentru sindicatul reprezentativ de a participa la astfel de ședințe și o obligație din partea instituției. De asemenea, sindicatul reprezentativ poate desemna membrii în comisia paritară. Comisia paritară este cea care redactează proiectul de acord colectiv și vechează la respectarea acestuia, în sensul că dacă cineva constată încălcarea, se zicează comisia paritară care analizează și propune soluții. Haideți să vedem un pic despre acest acord colectiv. Ce anume, ce beneficii poate aduce el oamenilor? Păi sunt unele prevăzute în mod expres în actul care reglementează și acolo precizează că în acordul colectiv poți reglementa aspecte privind constituirea și folosirea fondurilor destinate îmbunătățirii condițiilor la locul de muncă, sănătatea și securitatea în muncă, programul zilnic de lucru, perfecționarea profesională, alte măsuri decât cele prevăzute de lege referitor la protecția membrilor aleși în organele de conducere ale sindicatului. Numai că, mai mult decât prevede aici, se mai pot reglementa alte aspecte care în alte acte normative se, sunt reglementate și fac trimitere la reglementare tot în acord colectiv. Adică dacă citim asta, zicem că, da, domnule, doar să reglementăm. Nu. Sunt diferite aspecte care trebuie să fie reglementate și locul de reglementare este acordul colectiv. Respectiv, dați niște exemple. Da, asta vreau să spun acum. De exemplu, zilele, dacă nu au fost deja reglementate, Zile de concediu suplimentar. E, valoarea e, și modul de distribuire au etichetelor valorice. E, va, sunt revin puțin la zilele de concediu. Suplimentar în funcție de vechime sau în funcție de ce? Vorbim despre zilele de concediu. A, e, nu, vorbim de concediu suplimentar. Suplimentar, ele că, de unde decurg? Da, sunt structuri care. E, sunt sub efectul unor condiții vătămătoare și atunci se fac măsurători și se dă un spor de 15%, dar pe lângă acest spor oamenii au dreptul și la zile de concediu suplimentar. La ce mă refer? Oamenii la știu am... la ce mă refer da, 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 da. când vorbesc de zile de concediu suplimentar. Problema e că de cele mai multe ori ele sunt lăsate la aprecierea în lipsa unei negocieri, la aprecierea angajatorului. Pe pe care angajator preferă să nu le dea în între, general? Deci... Sau da, le, dacă se, se poate, dă la da. minimum? Da, da, da. Dacă A, avem este. exemple din acestea în care fără acord colectiv nu s-a rezolvat problema. Încă sunt structuri care nu au această reglementare. Acordarea tichetelor de vacanță, ați spus că, apoi? Unele lucruri sunt prevăzute în lege, dar la general este vorba de vouchere valorice, care înseamnă mai mult decât etichete de vacanță, vouchere de vacanță, cum se numesc acum, și vouchere culturale și sunt mai multe. E o lege care reglementează acest lucru, iar legea respectivă tot la acord colectiv face trimitere pentru anumite aspecte. Mai există și alte beneficii? Păi, de exemplu, tot prin acord, de, de un exemplu concret, unde poate nu peste tot se poate reglementa asta, dar am dat un exemplu, oamenii pot să aprecieze dacă au reglementat sau nu ziua armei sau ziua structurii respective. De exemplu, Ministerul Transporturilor a reglementat pentru prima dată în istoria lui, a reglementat acum prin acordul colectiv ziua Ministerului Transporturilor. Deci, deci în practic, principiu, dacă nu venea la sindicat, instituția... Instituția n-ar fi, fi avut ziua marca, respectivă. Da, da. da. Deci, oamenii, în mod normal, ar trebui să se asocieze da. și să tindă spre a deveni reprezentativ ca să aibă un cuvânt de spus, nu? Realitatea a demonstrat că, așa ca simplu individ, nu contezi în fața instituțiilor sau în fața șefilor și prin asociere ești informat, ești protejat, poți să fii la negocieri. Adică începe poți să, să, se țină cont de îi tine. pui respectarea legii. Eu când e asta mă și gândesc că prin câte am trecut, câte de mersuri am făcut și câte s-au rezolvat prin acest lucru, doar că ceea ce este foarte, foarte important este ca oamenii să nu fie doar asociați și atât, ei trebuie să fie oameni implicați, activi. Adică, trebuie să fie în contact. Acum avem o grămadă de, de mijloace de, de informare: YouTube, Facebook, site, WhatsApp. Deci, oamenii au multe surse de informare, noi le accesăm pe toate, le folosim pe toate. Nu pot spune dacă au un minim interes că n-au avut un unde să afle. Deci ăsta e primul pas în a fi membru de sindicat, zic eu, în sensul real al cuvântului. Ați cunoaște drepturile? Ați cunoaște drepturile. Ca să poți că pretinde ca ele să-ți fie respectate. Am, mai pe la începutul mișcării sindicale în poliție, trecând de la sistemul militar, am avut mari probleme pe aspect de de respectarea drepturilor prevăzute în lege, cu timpul de lucru, cu calificativele, evaluarea, cu sancționarea disciplinară, toate astea erau abuzive. Şi încă avut sunt abuzive în multe locuri și încă da, sunt oameni din toate zonele da, și toate structurile care nu cunosc drepturile pe care le au ca angajat e, și se comportă sau ajung să fie uh, abuzați de conduceri uh, ca, cu da, ghilimele de, de, de că rigoare, sclavi. Nu, angajatul nu este sclav. Nu? Da, problema este și, de fapt, asta e problema zilei că Oamenii nici măcar nu știu, unii dintre ei nici măcar nu știu că sunt abuzați. În sens că nu știu cu adevărat legea și că o anumită acțiune sau inacțiune a conducătorului instituției îi afectează drepturile. De fapt, cele mai multe procese ale noastre nu sunt. La inițiativa membrilor, că au fost sancționați sau au avut vreo nedreptate evidentă, ci mai degrabă din analiza textelor de lege și a ceea ce se aplică efectiv, și noi am mers către ei. În a le recupera sau a. Uh, în primul rând, -a, a le spune, da, acolo. aveți aceste drepturi, haideți să cerem să vă fie respectate, pentru că asta se întâmplă într-o societate civilizată, normală și modernă, așa cum ne dorim să fim. Chiar am vorbit subiectul ăsta astăzi la conferința Meridian, remarcând fenomenul deja în România, în instituții publice, în care, deși. Avem drepturi prevăzute în lege, avem o practică de neacordare acestor drepturi, în special cele de natură salarială, și unii dintre angajați, prin sindicate sau personal, se adresează instanței, instanța le dă sau nu le dă dreptate, dar numărul celor care își obțin dreptatea în instanță este unul semnificativ, e, întrucât e, a e, determinat guvernul și nu odată, în 13 ani de zile, adică an de an, să dea acte normative de urgență, ordonanțe e, de urgență, prin care să prevadă eșalonarea la plată pe 5 ani a drepturilor salariale recunoscut în instanță. Gândiți-vă în felul următor, dacă e, a dat ordonanță de urgență, înseamnă că impactul la buget era unul semnificativ. Dacă și noi știm asta la nivelul de membrii pe care avem, vorbim de 16.000 de membri, noi știm cam câți accesează aceste servicii sindicale de a merge în instanță. În condițiile în care ai noștrii sunt mult mai interesați mult mai activi din acest punct de vedere față de alte sindicate, pentru că noi ne-am remarcat ca organizație sindicală din acest punct de vedere. Deci, numărul este unul relativ mic prin raportare la cât sunt păgubiți. Deci, în condițiile astea, deci dacă numărul este unul relativ mic care merg în instanță poate și mai mic, care câștigă și cu toate astea este un impact semnificativ la buget înseamnă că avem o problemă cu majoră siguranță, cu siguranță. de sistem, să zic așa în România. Tocmai de aceea am spus multor lideri de sindicat, mai ales din poliție că noi a să fim preocupați de Recrearea normalității în, în relațiile dintre instituție și angajat, astfel încât drepturile care sunt prevăzute de lege, ele au fost prevăzute ca să fie acordate, da? Să fie efectiv acordate și apoi să avem pretenția să ne zbatem S pentru, pentru drepturile. noi. Pentru alte drepturi? Drepturi da. suplimentare care decurg din fiecare activitate. Drepturile, avem situații în care, în urma proceselor, s-a ajuns chiar la dublarea venitului pe care l-au angajat în momentul ăsta. Și unii o oameni habar nu aveau ce drepturi au. Ce mai mulți. De aceea, de ce... revenind, cred că e important ca oamenii și să facă parte dintr-un sindicat sau măcar să țină aproape de el dacă nu fac parte și dacă sunt într-un sindicat să fie mai mulți cât să devină reprezentativi să știe ce drepturi au păi și să și le negocieze. Ne am de acordul colectiv că asta este subiectul. Vă dau câteva exemple în care a necesitat reglementare și de fapt s-a și rezolvat prin acordul colectiv. Aveam o mare problemă cu privire la timpul de lucru. Pe de-o parte, când începe, când se termină, oamenii, ce mai ales cei care lucrează în ture, erau chemați cu jumătate de oră, o oră înainte, și că pentru instructaj, dar asta trebuie să făcut în tipul de program. Uh, și uh, când uh, încheie misiunea. Nu, când a terminat programul de lucru, ei trebuie să iasă pe poartă. Da. Uh, nu, când a venit ora de încheiere a programului, atunci să vină să predea armamentul, mai durează, șoase, să mai durează, uh, mai durează și acolo și jumătate de oră, o oră? Poate și mai practic, implementează uh, procese verbale în calculator. Și, practic, timpul de lucru se prelungea se de la cel cele 8 ore cu cel puțin 2 ore, se uh, ajungea la 10 ore de între lucru. Între una și două ore se, se mai prelungea. Uh, am restabilit normalitatea, mai sunt la nivel de excepții, poate, uh, oricum, sunt destul de puține cazuri în poliție unde se mai întâmplă asta. Uh, o altă situație era una total abuzivă și am studiat, nici măcar nu era reglementată, pentru că legiuitorul uh, prevede acte normative pentru oameni normali. Realitatea ne demonstrează că trebuie să intre mai în amănunt, întrucât uh, un șef îl programa pe un subordonat numai în schimb de noapte, ceea ce era total ilegal. Și noi am prevăzut în mod expres că programul de lucru se face astfel încât să fie unul proporțional, adică vorbim la, la, efective. Cu, nu mai vorbesc de timpul de lucru, timpul de repaus în raportare la timpul de lucru, adică să avem acea normă de, de lucru din luna respectivă. Nu mai vorbesc de reglementarea de ce înseamnă compensarea cu timp liber corespunzător, care la fel poate fi clarificată prin acord colectiv. Da, uh, și care de multe ori este o problemă. Numai, ba, de câte ori e, era un subiect cândva uh, cu Constituirea fondurilor destinate în bunății condiții de muncă. Păi, nu mai știu câte mese, scaune, computere, dulapuri. Am, noi am renovat clădiri întregi. Am transformat din, din, din garaj auto ale structurilor de poliție. Am transformat în super birouri, adevărat, cu implicarea activă a membrilor din structura respectivă. O parte fondurile la sindicat, alte donații, altele contribuție personală prin muncă, adică s-au interesat da, da, -au da. avut, și au avut altele au fost, mulți au avut cu 2%, care acum a ajuns până da, la 3,5%, direcționați la e, întors către la e, sindicat da. și care ulterior s-au întors către Deci Noi am ajutat teoretic institutul, de fapt ne-am ajutat pe noi, creând condiții de lucru optime. Acest lucru încă se poate face pentru că. Mai e mult de investit în multe zone, mai ales în zona rurală, dar nu numai. Și noi suntem deschiși ca organizație, dar totul ține și de implicarea liderului și a oamenilor din structura respectivă. Deci primul pas, iată, Sau uitați încheiați în acorduri colective, nu? Ar fi, ar fi... În primul rând, înseamnă informare, asociere, implicare. Dau un exemplu foarte bun pentru cei care ne urmăresc ce s-a întâmplat la Ministerul Transporturilor. Oamenii erau nesindicalizați, salarizarea era, mă rog, era un haos acolo în ceea ce privește salarizarea creată de cei de la resumane, practic salarii diferite de la pe aceeași funcții, de la o structură la alta, vorbim de funcții stabilite fără nicio logică, fără niciun sens. Cu efort încercăm și acum să, să intrăm în legalitate, pentru că acolo n-a fost numai prostie, a fost și răutate, în sensul că n-a pus în executare hotărârile judecătorești. Omul nu ajunge la la ministru. E foarte greu să ajungă omul în la, schimb, la ministru. În schimb, un sindicat ajunge? Ajunge. Chiar și uh, un sindicat ca al nostru uh, face efortul să ajungă la anumiți ministri, pentru că până la ministri sunt mulți sfinți care nu fac decât să uh, blocheze activitatea și relațiile între conducere și angajați și cu efort și consecvență am reușit să închem acordul colectiv la Ministerul Transporturilor. Acolo este un succes pentru că nu am mai avut niciodată acord colectiv. În Ministerul de Interne noi am fost cei care am conceput prima dată acordul colectiv și L-avem de ceva ani, doar îl îmbunătățim acum. Iar la polițiile locale sunt multe structuri care au deja acord colectiv și și-au stabilit mai multe drepturi în funcție de, și de disponibilitatea și de fondurile da. care le au la dispoziție.